Săptămâna trecută, la școala Coresi, doi elevi de clasa 8 au inițiat un joc destul de periculos pentru sănătatea colegilor. Aceștia au înțepat cu un ac 23 de copii de la clasa a 3-a până la clasa 8-a. Din fericire, actul de teribilism al celor doi nu a avut consecințe grave în ceea ce privește sănătatea colegilor. Referitor la incidentul întâmplat săptămâna trecută la școala gimnazială Coresi, când doi elevi au înțepat cu un ac colegii lor în timpul unei pauze, rezultatele analizelor realizate este negativ. Părinții celor doi copii sunt nevoiți să suporte costurile analizelor pentru depistarea hepatitei B. Comisia a instituit în acest sens la nivelul unității școlare a verificat toate aspectele privitoare la acest incident, urmând ca în Consiliul Profesoral să propună măsuri de sancționare a elevilor. Consiliul Profesoral va hotărâ, pentru că nu s-au desfășurat cursuri, rămâne să fie stabilită o dată ulterior. Părinții celor doi copii sunt nevoiți să suporte costurile analizelor pentru depistarea hepatitei B. Aceștia trebuie să scoată din buzunar câte 30 de lei pentru fiecare copil din cei 23 înțepați. Cei doi teribiliști vor fi sancționați, însă nu s-a stabilit cum anume. Comisia de disciplină stabilită la nivelul instituției școlare va hotărâ acest lucru. Întâlnirea în acest scop trebuia să aibă loc luni, dar pentru că orele de curs au fost suspendate din cauza ninsorilor abundente, aceasta s-a amânat până la reluarea procesului educațional.